detalii. Cu mine nu vrea să stea de vorbă, așa că nu putem să spunem ce dorește. Ce da, dar cine auzit? Este? Cine este? Ambulanțier la noi. Cum îl cheamă? Neferu Tudorel. Deci Neferu Tudorel? Ambulanțier? Ce ați auzit și noastră la România TV, atâta știm și noi că nu vrea să vorbească cu noi. Vrea cu cineva de la presă, cu cineva de la județ, cu noi nu vrea să discute, așa că așteptăm. A mai manifestat asemenea acțiuni? Ce știm acțiuni? Noi, a mai manifestat. Nu la modul ăsta, dar acum e un pic cam exagerat. Adică, dacă ai niște doleanțe, mi se pare că poți să găsești alte variante decât să te sui pe antenă și nu cred că a venit vreodată la Călărea sau în altă parte și n-a fost ascultat sau i s-a trântit ușa-n asta. Așa considera dânsul că trebuie să procedezi, ce să vă spun. Deci, cam ce v-a mai zis că... Deci mie nu mi-a zis nimic. Ce a spus la România TV? Ce a spus la România TV? L-am sunat și mi-a închis telefonul. Da, e persecutat de aproape 30 de ani de când s-a angajat la ambulanță. Persecuție în ce sens? N-a zis. Salarială, șefii, răi. S-a pus, nu știu ce înțelege de sunt un persecutat. Chiar nu pot să vă lămuresc. Mie mi-e greu să cred că toată lumea l-a persecutat de 30 de ani. Adică, da, mă rog. Și nu vrea să coboare decât dacă se spune, cu presa. Adică, acum când s-a rezolvat problema și cu salarizarea la nivel național, să vede, deci, nu, chiar nu. Deci, din punctul meu de vedere, nu cred că s-a pus problema de persecutat din partea nimănui, dar m-am spus. Nu pot să vă spun ce e mintea lui, numai el știe și numai el poate să vă răspundă. Dacă reușiți când s-o dai jos să stați de vorbă, poate vă lămurește el ce nemulțumire are și ce... Da. Da, numele meu este Chiriț Alexandru, sunt directorul tehnic. Ce aș putea să vă spun? Aseară, în jurul orei 19:30, am primit un telefon din partea domnului Neferu Tudor, ambulanțier la serviciul de ambulanță Călăraș, la substația Oltenița, care mi-a spus că mașina pe care acesta lucrează are o problemă tehnică. Am precizat, i-am răspuns omului la telefon, i-am spus că aseară la ora 7:30 nu pot să rezolv problema respectivă pentru că serviciul cu care avem noi contract nu lucrează decât până la ora 17, dar a doua zi dimineața, adică astăzi, o să vină mașina la Călărași să-i facem o verificare la sistemul de frânare, exact ceea ce a semnalat dumnealui. Lucru care s-a și întâmplat. Bineînțeles că a fost foarte recalcitrant în convorbirea cu mine. Nu pot să vă mai spun detalii. Acum zice că eu l-am înjurat, ceea ce este fals. Și bineînțeles că dimineața la ora 7, șoferul care a intrat în tur a plecat cu mașina către Călăraș. La 7 și un sfert, domnul Neferu m-a sunat să mă anunțe că dacă nu-i permit dumnealui să meargă cu mașina la nu știu ce atelier, unde vrea dânsul să facă niște verificări la mașina respectivă, pleacă acasă și se va sinucide. I-am zis, domnul Neferu, nu e cazul să faceți așa ceva. Dacă aveți vreo suspiciune, vreo nelămurire, am rugămintea să vă urcați în mașină împreună cu colegul care vine la Călăraș, să veniți, să vedeți dumneavoastră cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă cu mașina și să facem verificările împreună. A refuzat să vină și la 5 minute am fost informat de colegi, după discuția aceasta, am fost informat de către colegii mei că s-a urcat pe un stâlp de antenă și amenință că se sinucide că aruncându-se de pe acest stâlp. Asta e tot ce vă pot relata în legătură cu subiectul.